dezbatere publică privind proiectul noii legi a turismului a fost organizată vineri la Târgu Jiu, la sediul prefecturii Gorj. Lucrările au fost conduse de ministrul turismului Mircea Titus Dobre. La eveniment au participat autorități locale și județene, reprezentanța instituțiilor prefectului și consiliilor județene din județele vecine, precum și operatori în turism din Gorj. De asemenea, alături de ministrul turismului s-a aflat și secretarul de stat în Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. Dezbateri similare au fost organizate zilele trecute și în Prahova și Brașov, urmând ca acestea să se încheie în data de 2 octombrie. Azi este cea de-a treia zi de dezbateri publice pe tema proiectului de lege a turismului. Misiunea mea aici este de a observa aplicabilitatea legii numărul 52 pe 2003 privind transparența decizională în administrația publică. Mă bucură foarte mult faptul că Ministerul Turismului, prin însuși domnul ministru Titus Dobre, ne-a invitat ca să fim împreună la această dezbatere privind transparența decizională. Mă bucur foarte mult pentru că prin astfel de dezbateri fiecare cetățean poate să vină cu o contribuție proprie la această lege. Pentru că nu este legea domnului Titus, nu este numai legea dânsului, este o lege care vă privește pe toți, pe toți cei care sunteți angrenați în turism. Și am văzut, începând de anul acesta, că turismul se vede o creștere și asta nu poate decât să mă bucure. Rolul acestor dezbateri publice este de a veni înaintea dumneavoastră, de a vă prezenta actul normativ, de a dezbate pe fiecare articol în parte și fiecare dintre dumneavoastră poate să vină cu o anumită sugestie. Minutele întâlnirilor, într-adevăr, vor apărea în curs săptămânii viitoare în ceea ce privește, ce privesc cele două dezbateri de la Prahova și de la Brașov. Ulterior, probabil spre sfârșitul săptămânii viitoare, va fi inclusă și dezbaterea de în județul Gorj. Calendarul întâlnirilor va continua și se va finaliza pe data de 2 octombrie cu dezbaterea pe București și Ilfov. Calendarul dezbaterilor pe proiectul legii turismului va continua în perioada următoare și în județele Neamț, Hunedoara, Baia Mare și Constanța. Proiectul de lege aduce noutăți în ceea ce privește organizarea, coordonarea, finanțarea, autorizarea și controlul activităților din domeniul turismului, promovarea și dezvoltarea turismului, domeniul de importanță strategică și ramură prioritară a economiei naționale a României, precum și managementul resurselor turistice și umane în conformitate cu principiile echității, competitivității, accesibilității, sustenabilității și dezvoltării durabile.